Vineri 17 iunie, cu începere de la ora 9, a sunat ultimul clopoțel pentru cei 52 de elevi ai celor 3 clase de a 8-a de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin. Festivitatea de absolvire a debutat cu discursul conducerii unității de învățământ. Este un sfârșitul unui ciclu, cel gimnazial, pentru cei aflați aici în fața noastră, care îl încheie astăzi. În urmă cu 8 ani, într-o zi de toamnă, absolvenții de azi pășeau pentru prima dată pragul școlii. Atunci, dumneavoastră, părinților, i-ați predat doamnelor învățătoare, care timp de 4 ani i-au inițiat în tainele scrisului, cititului și socotitului. I-au ocrotit și le-au fost aproape. A urmat apoi un alt schimb de ștafetă. Doamnele și domnii profesori au fost cei care au preluat rolul învățătoarei și le-au fost ghizi în labirintul diferitelor materii. În cadrul programului au fost premiați cu diploma Petru Maior elevii care au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare, după care a urmat momentul premierii celor mai buni elevi din fiecare clasă de a 8-a, astfel că locul întâi la clasa 8-a a fost obținut de Andrei Șerbănați. La clasa 8-a B de la secția maghiară Simon Jujana a primit premiul întâi, iar la clasa 8-a C Izabela Moldovan a fost eleva care a obținut cea mai mare notă. Un alt moment așteptat de toți cei prezenți a fost cel al predării cheii succesului generației de elevi de clasa a 7-a. Pentru absolvenții claselor a 8-a a însemnat nu doar un sfârșit de an școlar și un sfârșit de ciclu gimnazial, ci și un prim pas spre începutul care va urma din toamnă. Astăzi ei au absolvit, dar gândul lor este la examenul de evaluare națională, la admiterea care urmează și, bineînțeles, la liceele care îi vor aștepta începând din toamnă. Îi felicit pentru ceea ce au realizat până în prezent, le urez mult succes în tot ceea ce vor face în continuare. Cu emoții în glas, în numele colegilor lor, cei doi șefi ai promoției 2015-2016, Andrei Șerbănați și Simon Jujana, și-au luat rămas bun de la profesori și colegi. O bucurie că am parcurs 8 ani în această școală, mi-am făcut prieteni, ne-am distrat, am învățat în primul rând și sper să fac la fel și în continuare. Ca șef de promoție, cum te simți? Foarte bine, sunt mândru de mine că am reușit să fac asta și o felicit și pe colega mea de la secția maghiară. Mă bucur. Este greu să fii primul? Da, este destul de dificil, dar cu timpul te obișnuiești. Și cum ai făcut-o? Prin muncă. Învățat, multă muncă. Cum te simți ca șefă de promoție? Sunt foarte fericită că am o medie foarte bună. Și cum ai reușit să ajungi aici, să fii un exemplu? Păi, am învățat foarte mult. Și unde vrei să mergi mai departe? Aici, la Liceul 1, la Mateinfo. Le urez ceva colegilor tăi mai mici, colegilor tăi de clasă, foștilor? Păi să învață mult, să și ei să fie șef de promoții, să aibă medii foarte frumoase. Nu este încă vacanță pentru absolvenți, urmează acum un pas important pentru ei, evaluarea națională urmată de admiterea la licee.